ASTV. Asta e televiziunea ta. A emisiunii Bistrița în Mișcare. După un weekend nebun, dacă vrei să spunem așa, vine o săptămână proaspătă în care noi ne ocupăm de un concurs, sau mai bine zis, tragem linie după un concurs extraordinar cu mulți tineri, cu sute de tineri din Bistrița care au participat la a patra ediție a concursului Tineri prin Labirint. Ei bine, pentru a putea trage linie și pentru a discuta despre ceea ce s-a întâmplat în zilele trecute, am invitat doi oameni din cadrul Direcției Județene pentru Tineret Bistrița-Năsăud. În primul rând pe directorul Bogdan Mihălca, bună seara! Bună seara! Și este vorba de Monica Socaciu, prezentă lângă noi. Ea este consilier în cadrul Direcției Județene pentru Tineret Bistrița-Năsăud. Bună seara, Monica! Bună seara, Ionuț! Multă agitație atât pe străzi, atât la sediul DJT, cât și la Casa de Cultură din Bistrița. Au fost trei zile în care tinerii s-au distrat, s-au simțit excelent, au câștigat și ceva la final. Monica, în câteva cuvinte, pentru început, spune-ne cum a fost a patra ediție a acestui concurs. Vreau să spun, pentru început aș vrea să mulțumesc tinerilor care s-au înscris la această competiție și pentru spiritul de echipă de care au dat dovadă. Ce pot să spun, a fost o competiție foarte grea din punctul nostru de vedere al organizatorilor, pentru că au fost foarte multe probe, au fost foarte mulți nervi întinși la maxim la un anumit moment. E bine, asta pentru că sunt foarte mulți copii, iar voi sunteți puțini cei care organizați acest concurs, probabil de aceea este destul de dificil. Da, și au fost și multe probe. Unele probe am încercat să fie probe noi, altele, la unele din edițiile anterioare, am renunțat. Din păcate, am observat din reacțiile tinerilor că nu a fost pe placul lor că am renunțat la aceste probe, astfel încât la edițiile următoare o să încercăm să punem chiar și alte probe noi. O să păstrați probele care au reușit, care au avut succes în rândul tinerilor, și o să eliminați probabil probele care nu le-au plăcut. Și anul trecut au fost probe bune, foarte bune sau mai puțin bune? Nu pot să spun că vom elimina acele probe care nu le-au plăcut, pentru că, având în vedere că a fost un număr de peste 300 de tineri, este normal ca acele probe să nu fie pe placul tuturor, pe placul fiecăruia. Însă am cerut de la tinerii participanți rapoarte de evaluare și le vom lua în calcul părerile acestora și vom încerca să vedem acolo unde am greșit. Au fost porțiuni în care am greșit, anumite probe care poate nu le-am structurat destul de bine sau nu am fost noi destul de expliciți în modul în care le-am transmis tinerilor participanți regulile și vom încerca pe viitor să fie mai bine. Domnule Mihălca, sunteți mulțumit de modul în care a decurs acest concurs? Da, a fost în regulă. A fost un concurs cu mulți nervi întinși la maxim, cum a spus și Monica, multe telefoane, foarte multe contacte, sponsori și alte multe probleme, în ghilimele. Probleme. Dar pentru că a fost a patra ediție, a existat un mod mai pozitiv de a privi lucrurile, în sensul că au fost mai mulți sponsori, bănuiesc, au fost mai multe fonduri, premii, puțin mai consistente, parcă, decât anul trecut. Fără un pic, deci, cum să spun eu, fonduri, ministerul, iară, ne-a uitat, nu e o chestie nouă pentru cei de la DJT, Direcția Județeană pentru Tineret. Dar ideea lui, ne-am descurcat prin resurse proprii, mai ales sponsori, cum să spunem, care au avut bunăvoința de a investi, de a da încredere Direcției Județene pentru Tineret și tinerilor, în special din Bistrița.
Dar există varianta ca pe viitor să se implice și Ministerul mai mult în aceste acțiuni? Pentru că, până la urmă, e o direcție județeană de tineret care trebuie să fie și întreținută cumva financiar. Eu sper ca nu numai Ministerul să se implice mai mult, și Consiliul Județean, că astăzi suntem pe județ, să facem o acțiune a județului, nu a municipiului, cu echipe și din județ, nu numai din municipiu. Dar deocamdată, cum se știe, acțiunea a fost pe 3 zile, cazări, deci interveneau mult mai multe cheltuieli care deocamdată nu ni le putem însuși. Da, este interesantă această variantă cu mai multe echipe din mai multe localități ale județului. Într-adevăr, costuri mai mari pentru așa ceva. Asta înseamnă direcția județeană, nu? Județeană, dacă vorbim de direcția municipală, exact. E atunci numai din Bistrița. Monica, spunea și domnul Bogdan, nervi întinși la maxim, au fost inițial 21 de echipe înscrise, asta înseamnă sute de copii, făcând un calcul peste 200. Peste 300, 15 membri în fiecare echipă, denumiri care mai de care mai comice. Dacă vrei să faci câteva nominalizări, care ți-au părut cele mai comice nume de echipe? Păi, nu știu dacă sunt eu în măsură, dar am să citesc două, trei titluri de aici. Au fost 15 grade, asta a fost un titlu și sugestiv. Ei au avut o prestație foarte bună și la prezentarea echipelor. Au avut un mesaj prin care reprezentau aceste 15 grade, care, din câte am înțeles, fiecare grad reprezenta o stare a lor la un anumit moment și fiecare membru al echipei. De asemenea, am mai avut păpușile ucigașe, încă ne mai gândim, da, echipa chiloței asta jucăuși. Cu numele, încă ne mai gândim. Da? Pentru că la fiecare probă apăreau ultimii, cel puțin la probele de la Casa de Cultură apăreau ultimii și era... Și se mai gândeau. Da, se mai gândeau. Am mai avut aici clanul Sprânceană, scheletroni întârziați. De data aceasta, scheletronii au fost punctuali la probe, iar clanul Sprânceană, ei și-au schimbat numele cu o zi înainte de data înscrierii, din clanul Soprană în clanul Sprânceană. Asta a fost decizia lor. Aș vrea și eu, Ionuț, să te întreb pe tine, ca participant, ca reprezentant al unei echipe, ca membru al unei echipe, de fapt, tu ai participat și la edițiile anterioare? Nu, la ediția de anul trecut, da. Da, cel puțin la încă o ediție mai participat. Da, la două ediții în total am participat. Aș vrea și un feedback de la tine în calitate de participant. Da, pot să-ți dau un răspuns. Eu sunt convins de faptul că mulți copii n-au reușit să înțeleagă regulamentul sau nu l-au acceptat, pentru că în regulament sunt lucruri care te încurcă, lucruri care te pun în dificultate. Ei bine, nu doar eu, ci și colegii mei sau ceilalți din alte echipe au fost puși în dificultate de acest regulament. Monica, eu foarte simplu o să-ți descriu. Peste tot unde sunt mulți copii, sunt și multe nemulțumiri. Organizarea, din punctul meu de vedere, a fost mai bună decât anul trecut. Ceea ce oarecum m-a supărat sau m-a deranjat puțin pe mine, dar am trecut repede peste, deoarece am fost mulți și trebuia să înțelegem situația, a fost ziua de fotbal sau ziua cu probele sportive, când s-a depășit timpul pe stadionul sintetic de la Gloria. Era două ceasuri și finala nu era jucată, arbitrii spuneau că nu mai este timp, mă rog, mulți s-au plâns de arbitraje. Pe mine ce m-a deranjat a fost că nu a existat o delimitare a terenurilor și am tras liniile de tușă cu ghiozdane și bluze. Da, asta e o observație minusculă pentru anvergura evenimentului. Eu nu am fost pretențios, la care okay, a fost totul ok, toți au fost obligați să respecte bilețelul sau piesa pe care au tras-o din acea urnă, care au avut noroc. Ai considerat că au fost unele piese, adică ar fi trebuit să fie toate piesele românești sau toate piesele străine? Monica. Nu, pentru a exista concurență... Pentru că am primit chiar reclamații în acest pentru a exista concurență trebuie să existe atât piese dificile cât și piese ușoare.